vin de la Cluj, dacă e relevant. Mă bucur să văd și persoane cunoscute, asta mai ia din emoții. Și am ales să vorbesc azi despre părere fără judecată. Acum ceva timp, vreo 5 ani în urmă, am participat la un workshop de teatru, care m-a ajutat foarte mult pe partea de dezvoltare personală. Unul din exercițiile pe care le avem de făcut era următorul. Dimineața, când vii la workshop, fă următorul lucru. Uită-te într-o leu, pe stradă, în metrou, oriunde vrei tu, dar în drum spre workshop, alegeți câteva persoane. Și gândește la persoane la următoarele lucruri. Cine este? Dă-i un nume. Vezi de unde vine, dacă are copii, ce-o mâncat dimineață, ce-o făcut aseară, ce-o făcut în ultimii 5 ani relevant și încearcă să adun toate chestiile astea la workshop când vii. Și am făcut asta. M-am uitat într-un leu, mi-am luat și o persoană și am început să lucrez. Și aș vrea să faceți și voi asta cu mine acum. Și aș vrea să vă uitați la nenea. Da? El e metrou, e aici, e foarte comun pentru voi, e metrou, e la București. Citește un ziar, Libertatea, din câte văd. Da? Are și niște poze mai pestrițe. Și vreau să-mi spuneți ceva despre nenea asta. Ce vreți voi? Da? Preluând întrebările alea sau ce întrebări vreți voi legate de unde vine, câți ani are, cum îl cheamă, ce face în viața de zi cu zi, are nepot sau nu, și așa mai departe. Și vreau să aud câteva răspunsuri. Cum îl cheamă? De unde știi? Ok, cheamă Neanelu. E perfect. Nu-l cheamă Neanelu, este prea serios ca să-l cheme Neanelu. Are, apare că se îndreaptă spre un fel de job, pare genul de intelectual, genul preocupat de ce se întâmplă după cum se îmbracă. Eu aș spune că este... se mai relaxează și ei. Pentru mine pare genul de politician sau de genul de om care lucrează, știu și eu, într-o organizație de stat. Ăsta pare un om cu putere de decizie. Cel puțin asta îmi inspiră mie. Mulțumesc mult. Altcineva. Ce face Neanelu? Mie îmi pare tipul acela de bătrânel care stă seara și joacă șah cu cei de prin bloc și care ceea ce citește e numai Libertatea, Cancan și altele asemenea. Bravo, mersi mult. Altcineva, ce face Neanelu în viața de zi cu zi? Ce-a făcut în ultimii 60 de ani? Ca să nu fie prea negativ, dar Neanelu merge cu metoda la vârsta aceasta și citește Libertatea și este nevoie să muncească. O să prind mingea de la fileu și o să vă rog să spuneți în continuare doar chestii negative despre Neanelu. Ce face Neanelu? Nu mi-aș dori să citesc Libertatea la vârsta aceea. Nu mi-aș dori să fiu ca Neanelu la vârsta aceea. Ok. Altceva negativ despre Neanelu. E pensionar. Ce? E înfumurat. Ce, Neanelu? După imaginea asta. Nu locuiește în centru, pe la care poartă papuci nașpa. Luați din bazar și-a cumpărat o geantă la 50 de lei. Ziceți mai multe chestii din asta. Parcă nu are grijă de el, de gras foarte pentru salurii. Așa. Bun, ok, mersi pentru explicație și o să vă spun așa. Neanelu, care îl cheamă Ionele, așa îi se zice, da? Care îl cheamă Dogaru Ionel, are 66 de ani. A fost profesor universitar de istorie. Locuiește în Titan, aici la voi, face voluntariat în timpul liber, vă surprinde, nu? Este pasionat de arhitectură și când l-am fotografiat în metro, pentru prezentarea de azi, mi-a zis că e pasionat de, vine de la meditații cu liceenii și citește Libertatea doar informații legate de schimb valutar și chestii sumare pe care îl pot ajuta în viața de zi cu zi. Și acum vreau să vă întreb, la ce am apelat ca să descriem pe Nea Ionel? La autocritică. Autocritică. La autocritică, la proiecție. Faptul că am discutat despre Nea Ionel înseamnă că noi am proiectat asupra lui. Adică am discutat despre acele aspecte ale noastre interioare pe care le evităm, pe care vrem să le deparasăm, etc. Foarte bine. Am ceva. La ce am apelat? La colega noastră. Am fost la prejudecăți. La prejudecăți? Așa? Da. Paul? Prejudecăți.
Așa, l-am judecat având foarte puține informații. Bun, prejudecată. Ce este prejudecată? Am apelat la Wiki și la Dex Online, cel mai simplu, toată lumea. Preconcepție, prejudiciu, părere, opinie, preconcepută, fără a avea informații. Wiki îl descrie puțin mai complex, așa. Dexul spune în felul următor. A face o apreciere asupra unui lucru, înainte de a-l fi examinat, sau avea idei preconcepute despre acel lucru. Toți avem prejudecăți, toți dăm de ele, unii luptăm cu ele, unii am renunțat să mai luptăm cu ele, unii ne creăm propriile prejudecăți, alții le preluăm din jur și le luăm drept bune, cele mai multe le luăm din jurul nostru. Foarte puține din ele ne aparțin. Și asta pentru că prejudecățile au la bază lipsa informațiilor. Cele mai multe spun le luăm din mediu, pentru că nu avem informații despre ele. Și de asta luptăm cu ele mai greu decât cele pe care le preconcepem și ni le punem noi acolo în minte, ca burlienile colegii. Bun. Am mai găsit două definiții ale prejudecăților, puțin mai faine. Mie îmi place educația alternativă și încerc să găsesc chestii alternative. Prejudecățile sunt cârjele inteligenței. Oare de ce? Sau ce vreau să zică? Deci când o lăsat inteligența, da? Prejudecățile după tine. Prejudecata este doar un alt cuvânt pentru ignoranță. O fi adevărat? O da. Bun. O să vă întreb alt lucru. Am o pălărie, am o eșarfă, o cămașă în tricouri și vreau să vă întreb pe voi ce semnifică asta pentru voi? Sau ce denotă despre mine? Ești trendy. Că ești așa mai funny și abordabil. Mai funny și abordabil. Că pot să comunic cu tine ca... Așa, ca te rog. E cald, nu? Așa, așa. Lucrezi cu abilități soft foarte mult. Lucrezi cu abilități soft, ok. Vreau să mă diferențiez. Poate să fie recuzită ca să susțină prezentarea. Precuzită, bun. Ok. Eu am crezut inițial când am văzut că lucrezi în domeniul fashion. Sau ceva. Fashion? Scărțare. Altcineva din spate. Dar spun ceva super tare. Fiecare avem agenda ascunsă. Te rog. Ok. Te rog. Dacă nu ai subi și nu mai avea o intonație de lucrurile, spune că ești ușor arogant. Așa. Probabil sunt. Da. Ok. Ai înțeles foarte plăcut și o intonație și foarte plăcut și o intonație și foarte plăcut. Ok. Ați zis că face parte din personalitatea ta, dar te gândești. Bun. Face parte din personalitatea. Cineva mi-a zis că eșarfa asta e foarte gay. Așa că o să renunț la ea. Cineva mi-a zis că pălăria asta e foarte cool, cu toate că am cumpărat-o acum două zile. Așa că o să o port. O să te rog că... Cineva mi-a spus că cămașa asta nu mă caracterizează. Și o să dau jos, dacă îmi permiteți. Da? Se ține la... Nu. Am un tricou pe mine. Și vreau să citiți cu atenție ce scrie pe el și să vă gândiți în ce context l-am creat. Și chiar aștept părere, în ce context mi-am făcut tricoul ăsta. Cum? În drum spre București? Ok. La un alt Porsche. Altceva. Așa. Ok. Altceva. Când mi-am făcut tricoul ăsta? Ok, ok, mersi. Eu personal consider că e felul tău de a te exprima. Asta vrei să exprimi, ești original, ai propriile idei, îți completează cumva personalitatea. Nu simt nimic ostentativ din spre tine, pentru că ți-ai făcut tricoul. Ok, mersi tare mult. Dar atitudinea spune totul, adică atitudinea ta este foarte importantă. Dacă erai mai stocul și nu trebuiai absolut deloc, aș vrei să demonstrezi ceva. Dacă nu înțelegi că ai văzut, vezi foarte mult și ești de valid,
Mersi. Mulțumesc. Mersi. Ok. Mi-a transmite că omul face faina, nu faina face omul. Bun, așa. Tu ai scris pe voi. Mulțumesc mult de toate împărtășirile astea. Și am putea crede că ești o persoană cu care ești pentru că nu crede nici foarte ușor, pentru că ai simțul foarte dezvoltat. Așa. Mulțumesc mult pentru toate părțile astea. Mă bucur că în sală sunt și persoane care mă cunosc. Și știu că în viața mea n-am purtat o pălărie până acum două zile. Niciodată n-am purtat cu mășini caroul de genul ăsta. Și mi-am cumpărat expres pentru ședința asta. Tricoul ăsta mi l-am făcut aseară. Cu prietenul meu la care mă găzduiește în București. Mi l-am făcut aseară expres să văd care sunt părerile voastre. Pentru că stilul meu de învățat, apropo, mă numesc Marius Berescu din nou, vin din mediul ONG, cu dungul în ONG și sunt pasionat de educație alternativă și de dezvoltare personală. Metoda mea cea mai folosită în dezvoltarea personală și învățarea alternativă este phishing-ul. Eu creez lucruri, le arunc în public, aștept reacții și păreri ca să pot să învăț. E fix asta expresia tricoului ăsta. L-am făcut aseară și eram foarte curios să văd în ce contexte și cu ce nuanțe credeți voi că l-am creat. Nu o să trag nicio concluzie. Concluzia prejudecăților o las vouă. S-ar putea să ne mai vedem la un astfel de discurs și aș vrea să mă pregătesc mult mai bine pentru data viitoare. Nu mă caracterizează nici, nici nu sunt cool foarte, de obicei. Nu am simțul umorului de obicei, mă bucur că cineva a zis. Probabil am prezență scenică pentru că am fost la un curs de teatru, dar foarte multe dintre chestiile care a zis că mă caracterizează doar pentru că purtam acele haine, eu consider că nu sunt adevărate despre mine. Și vă mulțumesc că ați venit. Și cum ați ascultat.